Și-ar fi pus capăt zilelor. Un tânăr de 31 de ani a fost găsit spânzurat în bucătăria propriei case în satul Catranic din Raionul Fălești. Poliția a fost sesizată asupra cazului în după amiază de 6 decembrie la ora 14 și 20 de minute de către vecina individului. Femeia a comunicat că a descoperit cadavrul bărbatului atârnând de un fir electric de la ușa bucătăriei. Imediat la locul faptei au intervenit polițiștii, dar și medicul legist, care în urma cercetărilor au stabilit că tânărul locuia împreună cu tatăl tatăl său, dar și cu sora lui minoră. În ziua tragediei, acesta a rămas acasă de unul singur, iar ulterior vecina a găsit trupul neînsuflețit al acestuia. Tatăl tânărului le-ar fi spus oamenilor legii că acesta de mai mult timp se afla într-o stare depresivă, iar motivul ar fi boala de care suferea. Careva scrisori de adio la față locului nu au fost depistate. Cadavrul bărbatului a fost transportat la centrul de medicină legală pentru a fi stabilite cu exactitate cauza decesului. Poliția din Fălești continuă pentru a stabili ce l-ar fi făcut pe tânăr să recurgă la acest gest disperat.